Bună ziua! Numele meu este Sorina Stoian și vom vorbi astăzi despre piramida triunghiulară regulată. Corpuri geometrice și anume, pentru că aceasta este lecția prezentată, piramida triunghiulară regulată, apar în diverse probleme din viața cotidiană. De exemplu, dorim să calculăm câtă pânză ne trebuie pentru a confecționa un cort în funcție de piramida triunghiulară regulată. Pentru aceasta trebuie să știm să calculăm area totală a piramidei triunghiulare regulate. Sau, de cât apă avem nevoie, de câți litri de apă avem nevoie, pentru a umple un vas în formă de piramidă triunghiulară regulată. În cazul acestei probleme, trebuie să știm să calculăm volumul unui astfel de cort. Și astfel, exemplele din viața cotidiană ar putea continua. Însă, pentru a putea răspunde la aceste întrebări, în primul rând trebuie să știm ce este o piramidă triunghiulară regulată. Piramida triunghiulară regulată este corpul geometric care are la bază un triunghi echilateral, notat în figura alăturată ABC, și trei fețe laterale, triunghiurile VAB, VBC și VAC, triunghiuri isoscele. Apotema piramidei reprezintă înălțimea unei fețe și este notată pe desenul alăturat VM. Să nu confundăm apotema piramidei cu apotema bazei. Apotema bazei este OM, ea fiind egală cu o treime din AM. Pentru că triunghiul ABC fiind triunghi echilateral, punctul O reprezintă pe lângă centrul cercului înscris în triunghi, pentru că am spus că apotema este egală cu raza cercului înscris, reprezintă și centrul de greutate. Și știm că centrul de greutate se află la două treimi de vârf și o treime de bază. Deci, putem spune că OM este o treime din AM, adică din înălțimea triunghiului echilateral. Repet încă o dată, să nu încurcăm apotema bazei cu apotema piramidei. VO este înălțimea piramidei și o vom nota cu H, iar AO reprezintă raza cercului circumscris bazei, notată R mare și ea fiind egală cu 2 treimi din înălțimea bazei, deci cu 2 treimi din AM. Formulele de calcul pentru elementele unei piramide triunghiulare regulate sunt următoarele. Înălțimea bazei, AM, din desenul anterior, este egală cu L radical din 3 pe 2, ea fiind înălțimea unui triunghi echilateral. Apotema bazei, după cum spuneam, este o treime din înălțime, adică este L radical din 3 pe 6. Perimetrul bazei, fiind triunghi echilateral, este egal cu 3L. Area bazei, L pătrat radical din 3 pe 4. Area laterală a piramidei este perimetrul bazei, ori apotema piramidei, pe care o notăm cu AP. Apotema bazei este notată AB. Apotema piramidei, VM-ul din desenul anterior. Supra 2. Area totală reprezintă suma dintre area laterală și area bazei. Exact ce vă spuneam anterior, pentru a calcula pânza necesară pentru confecționarea unui cort. Cortul are și fețe laterale, dar are și bază. Deci trebuie să calculăm o arie totală. Dacă vrem, de exemplu, să vopsim un cort care este deja așezat pe pământ și să presupunem că nu îl strângem, atunci va trebui, pentru a calcula cantitatea de vopsea necesară, va trebui să calculăm aria laterală, adică suma ariilor fețelor. Și volumul este dat de formula aria bazei ori înălțimea pe 3. Pentru a putea trece la o problemă de bază pentru piramida triunghiulară regulată, am ținut să trec în revistă și câteva unghiuri importante în piramida triunghiulară regulată. Unghiul format de o muchie laterală cu planul bazei este unghiul, de exemplu, dacă luăm muchia VA, unghiul format de VA cu planul bazei ABC este unghiul VAO, după cum vom vedea și în aplicația următoare. Unghiul format
format de o față laterală cu planul bazei, este unghiul dintre cele două înălțimi ale feței laterale și ale bazei și anume este unghiul VMO. Da? Este unghiul VMO pe acest desen. Scuze? Și unghiul format de două fețe laterale, unghiul format de două fețe laterale este unghiul APC pe care îl putem ilustra astfel. AP este perpendicular pe VB, CP este perpendicular pe VB, luând de exemplu fețele VAB și CVB, unghiul format de aceste două fețe laterale fiind unghiul APC. Pentru a ilustra aceste elemente, am ales aplicația următoare. Fie piramida triunghiulară VABC, în care știm că apotema este 10 cm, știm că latura bazei este 12 radical din 3 și trebuie să aflăm lungimea înălțimii, lungimea muchiei laterale, cosinusul unghiului format de muchia laterală cu planul bazei, distanța de la centru bazei la o față laterală. Bun. Vom avea, deci, piramida triunghiulară regulată VABC. Știm, vom scrie ipoteza problemei, VM este egală cu 10 cm, AB este egal cu 12 radical din 3 cm, pentru a afla înălțimea VO. Pentru a afla înălțimea VO, ne vom încadra în triunghiul VOM. Astfel, dacă ne încadrăm în triunghiul VOM, care este un triunghi dreptunghic cu măsura unghiului O de 90 de grade, aplicând teorema lui Pitagora, obținem că VO pătrat egal cu VM pătrat minus OM pătrat, deci VO va fi egal cu radical din VM pătrat minus VO minus OM pătrat, adică va fi egal cu 8 cm. Apoi, pentru a afla muchia laterală VC, de exemplu, pentru că, după cum am spus mai devreme, muchiile laterale VA, VB, VC sunt congruente, ne încadrăm în triunghiul dreptunghic VMC. Păi în triunghiul dreptunghic VMC, în triunghiul dreptunghic VMC, avem faptul că unghiul M este de 90 de grade, în concluzie, deci unghiul M este de 90 de grade. Deci VC pătrat va fi egal cu VM pătrat plus MC pătrat, aplicând teorema lui Pitagora, și astfel rezultă faptul că VC va fi egal cu radical din VM pătrat plus MC pătrat, adică va fi egal cu radical din 208, care, scoțând termenii de sub radical, va fi egal cu 4 radical din 13 cm. Da? Deci acest lucru se face din nou din teorema lui Pitagora. Ne întoarcem puțin la problemă și observăm că la punctul B mi s-a cerut cosinusul unghiului format de VA cu planul bazei ABC. Ei, aici este foarte simplu, pentru că v-am spus și în noțiunile teoretice. Pentru a afla unghiul dintre o muchie laterală și planul bazei, trebuie să facem mai întâi proiecția acesteia pe planul bazei. Adică, ce înseamnă proiecția lui VA pe planul bazei ABC? Păi punctul A este deja proiectat. Este deja în planul bazei, e conținut. Îl proiectăm pe V. V se proiectează în punctul O. Deci, putem spune că proiecția pe planul bazei ABC a muchiei laterale VA este exact segmentul AO. Astfel, putem afirma că unghiul format de muchia laterală VA și planul bazei ABC este
unghiul VAO. Unghiul dintre dreaptă și proiecția ei pe plan. Acesta este unghiul dintre o dreaptă și un plan. Unghiul dintre dreaptă și proiecția dreptei pe plan. Astfel, între unghiul VAO, aplicând cosinus de VAO, obținem că el este egal cu AO supra VA. AO știm că este 2/3 din înălțime, VA l-am determinat puțin mai sus, deci obținem valoarea cosinusului acestui unghi. La punctul C am cerut determinarea distanței de la O la fața laterală VBC. Deci distanța de la O, centrul bazei, la fața laterală VBC. Aici trebuie aplicată reciproca teoremei celor trei perpendiculare. Și astfel putem spune că OM este perpendicular pe BC. VN este perpendicular pe BC. Construim noi OP perpendicular pe VN. VN și BC sunt incluse în planul VBC. Deci înseamnă că OP va fi perpendicular pe planul VBC. Deci acest OP reprezintă distanța de la O la fața laterală VBC. OP care este înălțime între unghiul dreptunghic VOM. În concluzie, OP nu este nimeni alta decât VO ori OM supra VM. Da? Este înălțime între unghi dreptunghic. Deci OP va fi VO ori OM supra VM. VO este dat în ipoteza... Nu, VO este aflat la punctul A, VM este dat în ipoteza problemei, iar OM este o treime din înălțimea bazei pe care am folosit-o și în calculele de mai sus, deci o cunoaștem. Înlocuind, obținem valoarea lui OP. Aceasta este o problemă elementară de calcul de unghiuri și distanțe într-o piramidă triunghiulară regulată. Vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem la următoarea lecție de geometrie în spațiu. La revedere!